Actorul Victor Rebenciuc și-a anunțat retragerea din lumea spectacolelor la aproape 90 de ani, după ce va juca ultimul său rol în spectacolul Tatăl. Legendarul actor a declarat: am 89 de ani, în curând o să am peste câteva luni 90, nu mai merge. Trupul meu nu mai permite, sănătatea mea e în mare suferință, e greu. M-am luptat foarte tare în repetițiile astea ca să pot juca acest rol. Sper să-l pot juca și în fața publicului de câte ori voi putea, dar nu mai vreau să mai antamez un alt rol. Gata, e ultimul rol pe care îl joc. Îl vom putea aplauda pentru ultimele dăți pe maestrul Rebenciuc pe scena Teatrului Bulandra din București, unde va juca ultimul său rol principal. Avanpremiera spectacolului Tatăl de la Teatrul Bulandra, în regia lui Cristi Juncu, va avea loc sâmbătă și duminică de la ora 19. Textul, care a primit în 2014 premiul Molière pentru cea mai bună piesă și care a fost nominalizat în 2016 la premiile Tony și Laurence Olivier, a fost tradus în limba română de Carmen Iernilă, iar Raluca Aprodu l-a adaptat pentru scenă. Pentru aproape 70 de ani, Victor Rebenciuc a bucurat mii de oameni cu prestațiile sale, atât ca actor de film cât și de teatru. Debutul în cinematografie l-a făcut în 1954 în lungmetrajul Mândrie, dar primul mare rol pentru care actorul și-a atras foarte multe laude a fost cel din Pădurea Spânzuraților din 1964, în regia lui Liviu Ciulei. În lunga carieră, Victor Rebenciuc a interpretat peste 70 de roluri în filme și peste 200 în piesele de teatru. Mulțumim, maestre!